Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai. Începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, îl am alături de mine pe fostul premier al României, Petre Roman. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, bună seara! Sunteți primul premier pe care l-a avut România post-decembristă. Ați ocupat pe rând mai multe demnități în statul român, șef al Senatului României și de mai multe ori parlamentar. Ați fondat Partidul Democrat și ministrul afacerilor externe. Unul dintre puținii politicieni pe care îi are România cu o înaltă pregătire academică și de asemenea între puținii politicieni adulat de femei, la scară largă, în plan personal. Sunteți un bărbat care mereu și-a asumat modul în care a ales să iubească, independent de ce s-a vorbit pe la colțuri. Aveți 2 copii din 2 căsătorii. Și acum, chiar dacă pare că se știe totul despre dumneavoastră, eu sunt convinsă că la finalul celor 40 de întrebări vom afla cine este cu adevărat Petre Roman. Să începem. Vă rog. Sunteți o figură marcantă a Revoluției din 1989, ați devenit apoi primul premier desemnat în urma primelor alegeri libere pe care le-a avut România postcomunistă și sunteți politicianul cu cel mai mare succes în rândul electoratului feminin, provenit dintr-o familie de intelectuali. Familia Baeho, care era familia mamei, avea puternice tradiții catolice cu rădăcini în rândul cavalerilor de Burgos, familie care a primit numai puțin de 3 blazoane nobiliare în Spania. În ceea ce îl privește pe tatăl dumneavoastră, presa a scris că acesta provenea dintr-o familie de evrei din Oradea și a deținut funcții importante în regimul comunist. Dincolo de originile acestea atât de diferite, dumneavoastră ați fost botezat creștin ortodox de însuși Petru Groza, cel care a fost prim-ministrul României după cel de-al doilea război mondial. Aveți o carieră universitară de prestigiu pe care ați construit-o și pe teritoriul francez, acolo unde ați profesat la 3 universități din Toulouse. Cu toate acestea, Revoluția v-a prins aici la București, pe baricade. Erați profesor universitar la Politehnică și ați contribuit la prăbușirea regimului în care v-ați format. O viață demnă de film, domnule Petre Roman. Mă întreb cum v-au influențat viața aceste origini foarte diferite. Urmează întrebarea. Cine este Petre Roman? E destul de exact ceea ce ați spus puțin mai devreme. Sunt, înainte de toate, un profesor, un om de știință, care a ajuns în politică la o cotitură fundamentală din istoria țării noastre. Alminteri, nu-mi plăcea politica și chiar uram politica, așa cum era făcută până în decembrie 1989. Deci dacă mă întrebați ce anume sunt eu? Eu sunt un profesor, un cercetător, un om de știință și politic, om politic prin împrejurarea Revoluției. Mulțumesc. Continuăm. Mama dumneavoastră, Hortensia Baeho, pe numele ei de dinainte de căsătorie, provine din provincia Cantabria, o regiune istorică a Spaniei, era vorbitoare de 7 limbi străine, iar presa a scris că ar fi avut o orientare politică comunistă ca și tatăl dumneavoastră, Walter Roman, pe care l-a cunoscut în timpul războiului civil spaniol. Era o femeie puternică, demnă și curajoasă. Știu că în anii 40, mama s-a refugiat în URSS și a făcut parte dintr-o echipă de femei care salva și avea grijă de copiii rămași fără părinți. Tatăl dumneavoastră, Walter Roman, a venit după ea în URSS, acolo s-au căsătorit și a adus-o cu el în România. S-au stabilit aici în 1945. Ani mai târziu, mama dumneavoastră a condus secția de limbă spaniolă de la Radio România Actualități. Dumneavoastră ați povestit că acasă a fost o femeie care s-a lăsat întotdeauna pe locul 2, considerând că în primul plan trebuia să fie tatăl dumneavoastră, căruia îi purta o admirație aparte. Vă citez acum, era un gest care făcea parte din modul ei de a fi, specific culturii ei de spaniolă, tata o iubea fără limite. Vreau să știu ce principii v-a insuflat mama dumneavoastră. Urmează întrebarea, ce calități ați moștenit de la mama?
S-a întâmplat că atunci când mama a încetat din viață, eu să înțeleg pentru prima dată cât de mult eu sunt ea. Până atunci am avut tot timpul sentimentul că sunt mult mai mult tatăl meu, pentru care aveam o admirație ca despre un om legendar, erou al războiului civil din Spania. Vorbim un om și care, de tata. Un om care, da. Mama era, de fapt, o femeie cu o personalitate excepțională, era și o femeie foarte frumoasă. Și mi-am dat seama că în ceea ce sunt eu, ea înseamnă mult mai mult decât credeam eu. Adică, de la ea am sentimentul că am înțeles foarte bine ce înseamnă demnitate, de la ea am înțeles foarte bine ce înseamnă când împrejurările sunt potrivnice, să te uiți la ceea ce ai de făcut în viitor. Mulțumesc. Tata. Tatăl dumneavoastră a fost o figură extrem de controversată din cauza convingerilor sale politice comuniste. Walter Roman, pe numele său adevărat Ernst Neuländer, s-a născut la Oradea, a obținut apoi diploma de inginer la o universitate din Cehoslovacia și tot acolo înțeleg că s-a înscris în Partidul Comunist. La numai 23 de ani a plecat voluntar în războiul civil din Spania, acolo unde a luptat de partea republicanilor, susținuți de Federația Rusă. Potrivit însă documentelor din arhivele sovietice, situația ar fi fost alta. Tatăl dumneavoastră ar fi fost trimis în Spania cu un nou nume, Walter Roman. Acolo, în Spania, Walter Roman ar fi lucrat ca ofițer de contrainformații al batalionului de artilerie Anna Pauker. În mod oficial, poziția lui era de comisar politic. Sub numele de Walter Roman, tatăl dumneavoastră a avut o carieră militară de succes în timpul celui de-al doilea război mondial, care a culminat cu întoarcerea în România pe un tank sovietic. În România, în 1948, tatăl dumneavoastră devine cel mai tânăr general din armata română, iar în 1951, ca membru al Partidului Comunist Român, este numit ministru al poștelor și telecomunicațiilor. Vreau să știu dacă tatăl dumneavoastră și-a schimbat numele ca să își ascundă originea evreiască. Urmează întrebarea. De ce și-a schimbat tatăl dumneavoastră numele din Neuländer în roman? Nu știu să vă răspund la întrebarea asta, pentru că niciodată tatăl meu nu mi-a spus. Dar în ce ați spus dumneavoastră acolo sunt foarte multe inexactități. Destul de grave. Avem timp. Sunteți invitatul meu. De grave. Sunt informațiile care au apărut în presă. E sigur. Ele au apărut în felul acesta, mai ales când am devenit eu prim-ministru și exista un interes ca să nu se vorbească bine despre tatăl meu. Nu, el a ajuns în Spania din Franța. În Franța, el terminase Deutsche Technische Hochschule, una dintre cele mai importante instituții germane de învățământ superior, inginer, a ajuns în Franța și a publicat acolo vreo 8 ziare ale emigrației române. Din Franța a ajuns în Spania, prin voința lui și numai prin voința lui, iar în ceea ce privește ideea că ar fost comisar politic, este, ca să zic așa, exact pe dos. Adică cine a ajuns acolo pe poziția de comisar politic, trimis din Moscova, i-a făcut mari probleme. Tata era comandantul regimentului român de artilerie, s-a acoperit de glorie. Despre faptele de arme ale tatălui meu s-a scris, citiți pentru cine bat clopotele, Ernest Hemingway, ofițerul de la gara din Madrid, cu care Hemingway discută despre situația momentului în când se dă prima mare încleștare între democrați, republicani și Franco, este tatăl meu. Pentru cine bat clopotele? A lui Ernest Hemingway. Prin urmare, cred și am toate motivele să spun lucrul acesta, a fost un om excepțional de puternic, foarte curajos, foarte deștept și un om cu un extraordinar filon uman. Mulțumesc. Generos. Mulțumesc. Da.
Bunica dumneavoastră, din partea mamei, a plecat din Spania din cauza războaielor, s-a refugiat în Franța și mai apoi s-a stabilit aici în România, unde s-a dedicat creșterii dumneavoastră. Povesteați despre ea, citez. Bunica e cea care m-a crescut și m-a educat. Era bască pur sânge dintr-un sat aflat pe malul oceanului. Eu o adoram pe bunica mea, întotdeauna îmi ținea partea. A fost și cea care mi-a deschis primii pași în limba engleză. Știu însă că bunica nu va învăța limba ei de origine, limba bască, dar în schimb vă cânta un cântec basc pe care îl cântau Agureu Scalria. Erau nevoiți să emigreze din cauza sărăciei, un cântec trist, un cântec vechi, un care cântec se de adio. Numește La revedere, eu vă provoc țara la interviu. Bascilor, și care v-a fost de mare folos mai târziu în cariera noastră diplomatică. Știu că erați premier în vizită oficială la Bilbao când ați impresionat audiența cu acele versuri. Știm despre dumneavoastră, domnule Petre Roman, că deși aveți rădăcini mixte, nu v-ați gândit niciodată să părăsiți România și mă întreb dacă bunica este cea care v-a învățat să vă iubiți pământul natal. Urmează întrebarea. V-ați fi dorit să vă nașteți într-o altă țară? Este o întrebare pe care nu cred că cineva și-o poate permite, nimeni. Când te naști undeva, ești al acelui pământ. Și asta e definitiv. Poți să alegi la un moment dat să fii altceva. Da, de la bunica, dar cel mai mult de la tatăl meu, am deprins această iubire a pământului în care te-ai născut și a poporului din care te-ai născut. Tatăl meu era un om cu un profund sentiment patriotic pe care mi l-a transmis și mie. Atât de puternic era acest sentiment, încât în anumite împrejurări a devenit o pasiune evidentă care nu însemna diplomație. Dar eu cred că nu poți să faci nici politică, nici diplomație și nici măcar nu poți să fii profesor dacă nu ai sentimentul acesta puternic pentru cei în rândul cărora existi, pentru poporul, națiunea, statul și așa mai departe. Este o convingere definitivă și asta răspunde la întrebarea dumneavoastră. Cum se face că, deși tata român, mama spaniolă, bunica bască, am ales să fiu înainte de toate și în orice împrejurare român. Baricada. Scutăm despre baricada. Sper. Că altfel n-aș venit aici. V-am spus lucrul ăsta. Baricada este momentul în care arăți că acest sentiment patriotic este adevărat în tine. Atunci când pui la bătaie însăși existența ta, atunci acest sentiment este cel care te recompensează. Mulțumesc, continuăm. Mergem acum cu prima întrebare roșie. Roșie, ia să auzim. În gimnaziu nu părea că iubiți foarte mult școala și știu că un rol foarte important aici l-a avut tatăl dumneavoastră. Avea 15 ani când tata v-a spus clar că ori vă apucați serios de școală, ori vă trimite să învățați o meserie și așa s-a produs schimbarea. Ați absolvit ca șef de promoție secția centrale hidroelectrice la Politehnică. Doctoratul însă vi l-a dat la Toulouse în 1974, vă citez acum. Eram pe atunci aproape singurul student venit din Est, au fost ani minunați. Apoi, ați devenit cadru didactic la 3 universități din Franța, au urmat 20 de ani de carieră universitară și a scris peste 100 de lucrări tematice. De-a lungul timpului, în spațiul public, s-a speculat că ați avut acces la această pregătire universitară în afara României, fie datorită influenței pe care o avea tatăl dumneavoastră în regimul comunist, fie datorită colaborării dumneavoastră cu serviciile secrete, dumneavoastră ați povestit că ați făcut spionaj militar o singură dată când erați doctorand la Toulouse din patriotism. Pentru că ați acceptat invitația aici la 40 de întrebări, aș dori să clarificăm acest subiect și vreau să-mi spuneți cât timp ați fost spion pe teritoriul francez. Urmează întrebarea roșie. Ați colaborat cu serviciile secrete? Care servicii secrete? Române, franceze sau de care natură? N-ați precizat. General. Evident că nu. Dacă aș fi fost cumva legat de aceste servicii, anumite lucruri care mi s-au întâmplat, rele,
în cariera mea politică, probabil că nu s-ar mai fi întâmplat. A fost ciocnirea dintre convingerile mele și ceea ce reprezentau ei. Bun, haideți să ne întoarcem la întrebare. Eu am ajuns, eram, așa cum ați spus, am fost șef de promoție la Facultatea de Energetică și în 1969, cel care era atunci ministrul învățământului, o mare personalitate a României, Mircea Malița, a avut ideea de a înființa burse pentru cei mai meritoși români în specialitățile în care România nu avea, specialitățile moderne în care România nu avea încă specialiști. Am dat un concurs la care am fost îndemnat de profesorul meu, academicianul Mitu Dumitrescu, dar și de profesorul și academicianul, de fapt, Dorin Pavel. Am obținut prin concurs această bursă a statului român și așa am ajuns la Toulouse. Între cei care am fost fie la studii, fie la doctorat, eu am fost la doctorat, au fost circa 200 de români. Și în felul acesta am făcut doctoratul. După un an petrecut la Toulouse și am obținut o diplomă, diploma de studii aprofundate, am dat un alt concurs acolo în Franța și am putut să fiu cadru didactic, profesor, la întâi la o universitate, pe urmă la două, pe urmă la trei, în Franța, la universități foarte importante. Mulțumesc. Demioara Roman, prima dumneavoastră soție, vă leagă pe lângă un mariaj de 34 de ani și o prietenie strânsă din copilărie. V-ați cunoscut când dumneavoastră aveați 12 ani, iar ea era cu 6 ani mai mare. Ați revăzut-o după 20 de ani, când Mioara era deja divorțată de primul ei soț și o avea pe Catinca. V-ați îndrăgostit și ați început să o curtați. Știu că s-a lăsat cu greu cucerită, dar cu timpul ați ajuns să formați un cuplu solid. Iată ce spune a fost a noastră soție. Citez acum. Petre a fost adevărata iubire a vieții mele. Am avut norocul să ne potrivim extraordinar. Rar se întâmplă într-un cuplu ca oamenii să privească viața la fel. Împreună aveți o fică, pe Oana, și tot împreună ați trecut prin anii grei ai comunismului și v-a fost alături când v-ați început cariera dumneavoastră politică după Revoluție, o iubire care, am văzut, s-a destrămat în 2007. Urmează întrebarea. Ce calități ați iubit la Mioara Roman? Nu, Mioara Roman este o persoană, o femeie cu foarte multe calități, atât intelectuale cât și feminine. Dumneavoastră a spus că am fost împreună și la bine și la rău. Am fost împreună și la bine și la rău până când n-am mai fost împreună. Altă explicație nu este necesară, pentru că, până la urma urmelor, fiecare știe și înțelege foarte bine cum e viața. De la un moment încolo nu a mai fost așa. Pur și simplu. Asta însă nu reduce, nu diminuează cu nimic ceea ce cred despre dânsa, despre ea, despre calitățile ei, despre, și anume, despre care am vorbit. Eu, un om cu foarte capabil, o ziaristă excepțională, o mare vorbitoare de limba arabă care și-a dovedit calitățile numeroase împrejurări. Modul ei de a fi alături de mine, la un moment dat, nu mai era acela pe care eu îl simțeam în felul acesta. Dar, aminteri, de la mine s-a auzit ceva nepotrivit sau chiar cât de cât, să spunem, negativ la adresa ei, nu. Exclus. Nu asta căutam. Mergem acum la un episod dureros din viața dumneavoastră. L-ați pierdut pe tata în 1983, în urma unei intervenții chirurgicale la plămâni. Da. Tatăl dumneavoastră era bolnav de tuberculoză, o boală pe care, înțeleg, o contactase pe frontul de război din Spania și a fost sfătuit să se opereze pentru a nu se transforma în cancer. Ați povestit că operația a fost făcută de un chirurg fără experiență, care, vă citez, i-a scos un plămân, după care nu a mai fost de găsit. În cursul nopții, tata a avut o hemoragie. La mai multe ori a venit un alt chirurg, dar nu s-a mai putut face nimic. Ați susținut mereu că afecțiunea
tatălui dumneavoastră a fost de fapt inventată, că operația nu ar fi trebuit să aibă loc și că s-ar fi pus de fapt la cale uciderea sa. Nu ați acceptat dispariția părintelui și ați vrut să-i trimiteți o scrisoare lui Nicolae Ceaușescu. La vremea aceea v-ați consultat cu Ion Iliescu, pe care îl cunoșteați din spațiul universitar, care v-a îndemnat să nu scrieți acea scrisoare. Iată ce v-a spus, citez acum: trebuie să te gândești bine, așa cum îl cunosc eu pe Ceaușescu, nu are efect. Aș vrea să știu dacă în cele din urmă ați trimis acea scrisoare și ce motive ar fi existat pentru uciderea părintelui dumneavoastră. Urmează întrebarea. A fost tatăl dumneavoastră asasinat din ordinul lui Ceaușescu? Eu am să răspund la nivelul pe care îl consider cel mai exact. Adică lui Ceaușescu i-a convenit foarte mult dispariția tatei. Dintr-un motiv foarte simplu. Tata a transmis printr-o modalitate destul de specială că dacă Ceaușescu declanșează represiunea fizică pe care el simțea că vine, în 1983 simțea că vine, dacă declanșează represiunea fizică în România, el se va adresa prietenilor lui, socialiști, comuniști, din Occident. Asta a fost sacrificiul lui pentru convingerile lui. Astea erau convingerile lui, convingerile generoase, convingerile unui om profund democrat, de fapt, profund uman. A dispărut în condițiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat și care pe mine m-au lovit foarte tare. Eu n-am acceptat situația asta și am scris lui Ceaușescu o scrisoare. Ca să ajung, a trebuit să găsesc un canal foarte, foarte interesant, dar a ajuns această scrisoare și n-am avut niciun fel de reacție. Mult mai târziu, când Volodea Tismăneanu a avut acces la arhiva cabinetului lui Ceaușescu, a găsit scrisoarea mea. Scrisoarea mea era o scrisoare în care reclamam la Ceaușescu faptul că a murit cu zile. Că nu e posibil lucrul acesta. Și este rezoluția lui Ceaușescu. Să îi se răspundă să nu se facă nimic. Asta caracterizează perfect ce a fost regimul acela. La mine n-a ajuns asta. De ce? Nu mi s-a răspuns. De ce? Pentru că cei care trebuiau să răspundă s-au dat seama că se implică ei. Și nu vreau să se implice. Mulțumesc. Revoluția din 89 v-a prins la catedră, erați profesor la Politehnică. În zilele 21 și 22 decembrie la București aveau loc deja marile mișcări de stradă. Ați aflat de incidentele de la Inter, de la televizorul din Cancelaria Universității și ați plecat într-acolo, erau orele amiezii. Se crease o baricadă formată din obiecte improvizate și un lanț de oameni care se mișcau continuu. Baricada reprezenta simbolic revolta întregii populații împotriva dictaturii. Vă citez: când am ajuns, am văzut mai întâi o linie de blindate, un baraj de militar și lângă trotuar niște suluri de plastic gros. Mi-am dat seama imediat că în sulurile acelea erau niște cadavre. Erau peste 100 de oameni strânși la baricadă, majoritatea tineri. S-a încercat dispersarea mulțimii cu mașini de pompieri, cu tunuri de apă, dar oamenii au fost de neclintit. În acea noapte s-a tras asupra mulțimii, aproape jumătate dintre cei care erau acolo pe baricade au fost împușcați, iar dumneavoastră ați declarat mereu că atunci ați simțit că v-ați născut a doua oară. Urmează întrebarea. S-a născut cariera dumneavoastră politică pe baricada Revoluției din 89? Mi-ar place să cred asta, dar nu e așa. În momentele acelea de final de decembrie și după Timișoara și după cele petrecute la Politehnică, eram sigur de un lucru, că nu mai accept regimul, că nu mai accept lipsa de libertate, că nu mai pot să trăiesc în minciuna aceea infernală. Asta ține direct și de toată educația pe care am primit-o de la părinții mei, direct. Dar și ceea ce a însemnat educația prin cultură. Când vrei o schimbare, trebuie să o începi cu tine însuți. Asta s-a întâmplat atunci la baricadă. M-am dus acolo
pentru că eu, profesor, șeful celei mai mari catedre universitare din România, trebuia să încerc schimbarea cu mine însumi. De aceea m-am dus la baricadă. O atitudine de rebel. Da, la baricadă n-am fost mulți, din păcate. Și foarte mulți, asta e un lucru pe care nu încetez să-l spun în toată lumea. În primul rând, aici, la noi, în România, și în toată lumea, am spus-o de zeci și zeci de ori. Erau foarte mulți tineri, 15, 16, 17 ani. Datorită lor am rezistat la baricadă. În momentul când s-a tras asupra noastră, din nu știu câte părți, și asupra noastră, după câte știu eu, au tras securiști, milițieni, ne mai găseam 81. Din 81, 39 au fost uciși, au fost măcelăriți acolo la baricadă. Ăla-i momentul care definește cotitura. Acela-i momentul care definește, cred eu, cotitura care a însemnat Revoluția Română. Fără baricadă nu s-ar fi întâmplat. Nu ieșau zecile de mii, sutele de mii, nu ieșau pe stradă muncitorii dacă n-ar fi fost baricada. Mulțumesc. Merg o întrebare roșie, din nou. Mă rog, numiți-o roșie. Sunteți printre primii revoluționari care au intrat în clădirea Comitetului Central. Ați povestit că militarii stăteau în poziție de drepți, însă aveau armele așezate la picioare, semn că vă erau alături. Ați trecut de ei, ați urcat la etaj, ați ieșit în balconul dictatorului Nicolae Ceaușescu, de unde v-ați adresat mulțimii, ați spus așa și vă citez: compatrioți, Ceaușescu a fugit, noi aici decretăm abolirea dictaturii lui Ceaușescu, noi aici proclamăm că puterea aparține poporului, noi vrem să trăim în libertate. Este un discurs istoric, domnule Roman, un discurs care va rămâne consemnat în istoria postdecembristă. Sunt însă două mari scenarii care însoțesc acest film al Revoluției Române și vreau să vi le amintesc. Primul susține că Revoluția ar fi fost, de fapt, o lovitură de stat venită la comanda Uniunii Sovietice, în colaborare cu o parte a aparatului de stat român în frunte cu Ion Iliescu, iar al doilea scenariu descrie Revoluția din 89 ca această mișcare de revoltă a poporului față de chinul, față de lipsurile și față de îngrădirea impuse de regimul comunist. Mă întreb, ce le-ați spune astăzi românilor, la 30 de ani de la momentul Revoluției, din balconul lui Ceaușescu? Vreau să-mi spuneți adevărul dumneavoastră, ca om implicat direct în toate momentele cheie ale Revoluției. Urmează întrebarea roșie. A fost lovitură de stat sau revoluție în 89? Fără îndoială că nu putem vorbi de o lovitură de stat, dar haideți să fim pur și simplu cu mintea limpede. Adică cei care au pierit la Timișoara, camarazii mei de la baricadă au murit fiindcă erau agenții Uniunii Sovietice? Adică până unde poate să meargă absurdul acestei situații? Când au ieșit sute de mii de muncitori, de români în stradă la București și pormă în toată țara, ei erau agenții Uniunii Sovietice? Deci absurdul acestor situații mă face să spun imediat că nu poate fi vorba despre o lovitură de stat. Alta era ideea, și anume că conducătorii armatei, conștienți de ceea ce se întâmplase la Timișoara, nu la baricadă, din câte știu eu, nu la baricadă, își dădeau seama, primul care și-a dat seama a fost Vasile Milea, ministrul Apărării Naționale, își dădeau seama că poate să vină momentul în care vor fi acuzați pentru ce s-a întâmplat, pentru faptul că au ascultat de ordinele lui Ceaușescu. Nu la baricadă. La baricadă am toate motivele să cred că asupra noastră au tras securiști și milițieni. Niciunul dintre ei, nici cei care au tras la Timișoara, nici la București, nu sunt cunoscuți. Nu sunt cunoscuți. Ei bine, ne putem imagina că au gândit o modalitate pentru a încerca să treacă peste acele acuzații care ar fi putut să vină asupra lor. Și că în asta ar fi putut să conste, să zicem, o modalitate prin care să folosească puterea după ce Ceaușescu nu mai era un vid de putere, evident, și să-l fi utilizat, de exemplu, pe
Ion Iliescu. Eu n-am niciun fel de date în legătură cu această chestiune. Nu am niciun fel de date. Vă mai dau timp. Nu, nu-i nevoie. Pur și simplu nu am niciun fel. Eu care am fost acolo, în mijlocul evenimentelor, că a fost încercarea de a crea, de exemplu, panică, ceea ce am numit noi teroriști. E clar, acele au fost acțiuni diversioniste, teroriste. Cineva le-a ordonat. Cineva le-a ordonat. Au fost conducători din armată. Procurorul care a anchetat acest caz și a trimis dosarul în justiție, da, susține că da. Susține că da. Au murit oameni. Au murit oameni. Au murit aproape 1500 de... Au murit aproape 1500 de oameni. Dar nimic nu poate fi mai dureros pentru mine decât să aud că ceea ce am trăit eu, cum am trăit eu revoluția, tinerii aceia, 15, 16, 17 ani, tot sacrificiu, tot ce a fost, stai să vezi că n-a fost decât o lovitură de zăt. Asta e teza lui Ceaușescu. Asta e teza cu care el a avansat. Asta e teza. Asta e cea mai mare mizerie care s-a putut arunca de către fosta securitate asupra acestei națiuni. De ce? Ca să-și mențină ghearele pe această țară. Și l-a menținut. Mulțumesc. Continuăm. Fraților, poporul l-a învins. Sunt primele cuvinte rostite de revoluționari pe 22 decembrie la televiziunea publică. V-a văzut o țară întreagă în direct, alături de Ion Caramitru, Ion Iliescu, Mircea Dinescu. Nu era Ion Iliescu. Dincolo de victoria proclamată la televizor, se trăgea în continuare chiar și asupra televiziunii române. Vă citez: când am traversat eu și Iliescu, pasarela de la TVR s-a tras asupra noastră. Eu m-am tăiat la mână de la geamurile acelea. Mai târziu, ați fost unul dintre cei care ați susținut existența teroriștilor, adineori mi-ați vorbit de ei, care, în viziunea dumneavoastră, aveau rolul să creeze diversiune și panică în rândul populației. Aș vrea să creionăm și aceste aspecte și să avem cât mai în clar filmul Revoluției. Urmează întrebarea: cine au fost teroriștii de la Revoluție? Erau fără îndoială profesioniști, militari, căror unități au aparținut. Vă spuneam că în dosarul avansat de procurorul care a cercetat acest caz, sunt anumite elemente pe care le-a găsit acolo unde trebuia să le găsească, adică în arhivele de la Ministerul Apărării Naționale și de la Securitate, atâta cât a avut acces. Dar tot ceea ce mi se pare că este logic și evident în toată această chestiune este că prin felul cum au tras, omorând oameni absolut la întâmplare, a murit și un bun prieten de-al meu, doctor Orleanu, de exemplu, în fața Academiei Militare. Ăsta era scopul. Să creeze panică, să creeze dezordine, să creeze o stare de imposibilitate de a intra în normalitate, deci o stare incontrolabilă, și au reușit timp de câteva zile. Dar de cine erau puși? Cine era în spatele lor? Din cele ce au fost prezentate în acest dosar și din ceea ce, să zicem, am gândit eu că puteau să fie, am putea spune că undeva au fost ordine militare. Și militare, ordine militare. Nu pot exclude, eu nu pot exclude, având în vedere ce am trăit la baricadă, cine a tras asupra noastră la baricadă și ne-a ucis 39 dintre camarazii mei, inclusiv copii de 15-16 ani, din 81 câți mai eram, e clar că aceste ordine militare au venit și de la Ministerul Apărării Naționale, de la Armată și de la Securitate. Vă dau timp. Asta este ceea ce, deci, ceea ce știu. Securitate. Mai mult de atât înseamnă să speculez. Și așa cum știți că am scris două cărți despre ceea ce am trăit, exercițiul meu de sinceritate este să spun ce am trăit. Mulțumesc. Continuăm. Pe 25 decembrie,
suntem în anul 1989. Sotii Ceaușescu au fost împușcați în unitatea militară de la Târgoviște. Sunteți unul dintre puținii români care au văzut caseta originală cu procesul și împușcarea lor. Uh-huh. Ați povestit că ați dormit cu caseta lipită pe piept cu leucoplast, de teamă ca aceasta să nu dispară, însă caseta în varianta originală nu a fost niciodată arătată publicului larg. Vă citez acum. Eram un grup destul de mare la Ministerul Apărării Naționale când a sosit generalul Stănculescu cu caseta. Filmarea era făcută de un profesionist, color, cu o cameră performantă. Din filmarea originală au fost șterse cu totul secvențele în care apăreau magistrații și încă nu știm ce alte imagini au fost șterse. Deși caseta ajunsese în televiziune, loc în care un profesionist putea edita imaginile, caseta a fost predată lui Sergiu Nicolaescu și a editat-o la un centru alarmatei. Citesc din nou. Sergiu Nicolaescu s-a angajat la treaba asta, dar el era regizor, nu era montator, iar centrul respectiv era unul destul de primitiv. După editare, citesc din nou, caseta arăta oribil, era o copie, dar una cu tăieturi, era alb-negru, nu mai era color, pentru că acolo nu avusese posibilități. La televizor a ajuns această variantă editată a procesului soților Ceaușescu, un proces ținut de un tribunal militar excepțional înființat în ziua arestării acestora printr-un decret scris de mână într-o toaletă de la Ministerul Apărării. Aș vrea să-mi spuneți ce imagini nu au trebuit să vadă românii, de ce soții Ceaușescu au fost supuși acestui proces care a încălcat chiar și legislația comunistă și de ce s-a grăbit uciderea lor? Urmează întrebarea. Procesul soților Ceaușescu a fost real? Sigur că a fost real, dar să ne întoarcem la ce a spus. La scurt timp după ce caseta a fost vândută din televiziune de un ziarist, sigur că ea a fost arătată și publicului românesc. A spus că n-a fost văzută niciodată. A fost văzută la scurt timp după aceea, integral. În noaptea respectivă, 25 decembrie, ea a fost doar arătată sub forma acelei casete mult trunchiate. Ideea era următoarea. Și era corectă. Cine putea ști că nu există încă partizani, suporteri ai lui Ceaușescu, care văzând pe cei care au organizat acest proces, să se hotărască să lichideze. Era logic, adică cel care a fost judecător, procuror și așa mai departe. Deci, ideea era ca aceste figuri să nu apară. Despre asta e vorba. N-a fost niciun fel de altă intenție. Sigur că a ieșit foarte rău, așa cum am spus. Caseta arăta atât de rău încât nu era credibilă. Până la urma urmelor, sigur că acum putem spune, era foarte normal să dăm caseta originală. Ei, aici s-a opus atât Ion Iliescu, cât și generalul Stănculescu. Dom'le, nu, trebuie să-i protejăm. Și a ieșit rău, așa cum ați... Pe cine să protejăm? Pe cei care au organizat procesul, adică era judecătorul, procurorul, era și generalul Stănculescu. Și ceilalți până la urmă. Deci, ideea era corectă, realizarea a fost foarte proastă și rezultatul a fost că ziariștii nu credeau că e autentic, că e un lucru perfect autentic. Sigur, acum, repet, putem spune, domnule, trebuia dată caseta așa cum era ea originală și s-ar fi văzut. Ar fi fost, poate, oarecare emoție, dar în mod cert ar fi fost mult mai bine, mai ușor de... Da, ar fi fost mult mai ușor de înțeles, pentru că lucrurile autentice, lucrurile adevărate sunt cele care sunt puternice și nu altfel. Dar, cu toate acestea, caseta și-a atins scopul. Adică oamenii au aflat că Ceaușescu nu mai există. Nici el, nici soția lui nu mai există. Ăsta era lucrul cel mai important, pentru că oamenii să se elibereze de teama, dar dacă vine înapoi. Vă mai dau timp. După 31 de ani, după faptul că am trăit realitatea, că am trăit în democrație, că ne-am văzut în fine fiecare de drumul lui așa cum a considerat că e mai bine, acum apare un pic nepotrivit. Dar atunci, în momentul respectiv, eu cred că 999.000 dintr-un milion de români
au răsuflat usurați. Nu mai e dictator. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Tot ce știm despre procesul soților Ceaușescu și tot ce a rămas din filmul execuției de atunci este că la procesul acestora au participat doar o mână de oameni. În sala de judecată au fost prezente 19 persoane, cu tot cu cei 3 paznici și cu cameramanul care a filmat. În rândul celor prezenți au aflat generalul Victor Atanasie Stănculescu, viitorul ministru al Apărării Naționale în guvernul dumneavoastră, Gelu Voican Voiculescu, viitorul viceprim-ministru, ambii am spus în guvernul dumneavoastră. La proces a participat și Virgil Măgureanu, cel care a devenit primul șef al Serviciului Român de Informații al României post-decembriste. Deplasarea tuturor celor prezenți la Târgoviște s-a făcut pe repede înainte cu 5 elicoptere, iar soții Ceaușescu au fost executați la doar 5 minute de la pronunțarea sentinței, deși până și legile de atunci nu permiteau aplicarea pedepsei cu moartea la mai puțin de 10 zile de la pronunțarea sentinței definitive. În presă s-a scris că această execuție a soților Ceaușescu a avut, între altele, și alte scopuri, și anume că Nicolae Ceaușescu să nu poată povesti lucruri care ar putea să compromită imaginea noului președinte al României, Ion Iliescu, și odată cu dispariția lui Ceaușescu, s-ar fi șters complet urmele conturilor și ale contractelor pe care România le avea cu state partenere. Vreau să-mi spuneți ce rol ați jucat dumneavoastră în procesul soților Ceaușescu. Urmează întrebarea roșie. Cine a ordonat asasinarea soților Ceaușescu? Hotărârea de a fi trimiși în spre judecată a fost luată la sugestia lui Silviu Brucan de către Ion Iliescu, care era președintele CFSN, și considerată logică, având în vedere situația cu care ne confruntam cu teroriștii. Ăsta e ansamblu. Deci afară mureau oameni cu sutele și cei de aici care, mă rog, trebuia să facem ca schimbarea de regim să devină posibilă, nu aveam niciun fel de element. Cel puțin așa ne spuneau militarii. Vorbesc de conducerea armatei. Armata, în principal generalul Stănculescu, și-a asumat acest rol de a organiza acest proces. Procesul a fost organizat în conformitate cu legea. Tribunal militar, având în vedere. Sigur că el e un proces astăzi pe care nu putem decât să-l privim, cum să spun eu, ca un lucru absolut în neregulă. Un lucru care ne dă un sentiment de amărăciune că lucrurile s-au putut petrece în felul acesta. Noi însă trebuie să ne plasăm în acel moment. Eu n-am avut niciun fel de contribuție la această chestiune. Cei care au fost prezenți acolo, Gelu Voican Voiculescu s-a oferit să meargă acolo. Eu pe Virgil Măgureanu nu-l cunoșteam. Sigur, generalul Stănculescu era în acel moment ministrul Apărării Naționale, numit de Ceaușescu. Să nu uitați asta. Numit de Ceaușescu. Și procesul a fost pe baza unui rechizitoriu extrem de exagerat. S-a vorbit de 40.000 de morți, despre cum a fost populația României înfometată, ceea ce de altfel era în mare măsură adevărat, dar în decursul, aveți am uitat și eu foarte atent la filmarea respectivă. Acolo Ceaușescu nu vorbește despre complot, despre cei care... El spune, eu vreau să mă duc în fața Marii Adunări Naționale, sperând că acolo are niște oameni care îi sunt încă loiali, ceea ce în mod evident nu mai era adevărat. În niciun caz. Nu mai vrea nimeni ca Ceaușescu să rămână la putere. E un lucru evident pentru momentul pe care l-am trăit. Deci, nu o să mai am timp să vă dau. Poftim? Nu o să mai am timp să vă dau. Ok, ne oprim aici.
să nu uităm că în acest proces rolul apărării n-a existat. Rolul apărării n-a existat. Asta rămâne o pată neagră în acest proces. Mulțumesc. Rămânem aici. Pe 26 decembrie 89, a doua zi după execuția soților Ceaușescu, erați încă profesor universitar la Politehnică. Ați povestit că după două nopți la rând dormite într-un birou al Ministerului Apărării pe o saltea împreună cu Ion Iliescu, ați aflat că erați propus în noul premier al României, vă citez acum, mă trezesc că vine Iliescu la mine și spune, uite Petre, ne-am gândit că acum trebuie să fie un prim-ministru. Tu ai fost la baricadă, ești profesor, oamenii te cunosc, ai făcut un doctorat în Franța, tu știi ce e democrația. Ce-i? Eu am crezut că nu aud bine. Eu, prim-ministru? Și după acest dialog, lucrurile s-au derulat cu repeziciune. Așa a început povestea primului guvern democrat din România, al cărui prim-ministru ați fost până în octombrie 1991. Ați povestit că la vremea respectivă nimeni nu știa ce atribuții are în fapt un ministru, mai, cu atât mai puțin un premier, pentru că acele funcții nu existaseră practic cu adevărat în regimul comunist. Așa este. Aș vrea să îmi povestiți cum ați ajuns în câteva zile doar de pe baricadele Revoluției, șef la Palatul Victoria, și dacă v-ați gândit vreo clipă măcar că nu ați putea face față ca premier al României. Urmează întrebarea. Ați ajuns prim-ministru din întâmplare? Am ajuns prim-ministru din destinul Revoluției. Pe firul Revoluției. Altfel n-aș fi putut ajunge niciodată. În regimul anterior nici măcar nu poate fi închipuit așa ceva. Motivele pe care le-ați enumerat și pe care le-a spus și Ion Iliescu erau corecte, erau întru totul corecte. Trebuie să știți că cei care se aflau acolo nu aveau, adică s-au gândit ei, nu știu, mi se pare mie, nu aveau ceea ce se numește legitimitatea Revoluției în sensul că au fost, s-au luptat în stradă. Eu veneam de la baricadă, mai mult decât atât, în ziua de 22 dimineața, spuneați dumneavoastră că am făcut prima declarație de la balconul fost al lui Ceaușescu, cucerit de noi, revoluționari. Știam și ce e democrația, fiindcă trăisem 3 ani, când am fost doctorand și profesor la Toulouse, adică lucrurile astea sunt adevărate, argumentele erau corecte, dar eu să-mi imaginez vreodată că aș fi putut să ajung prim-ministru, sub nicio formă. Deci răspunsul este da, e o profundă o adevărată întâmplare și o profundă legătură cu Revoluția. Mulțumesc. Continuăm. După un guvern provizoriu, până la primele alegeri democratice organizate în România în 1990, guvernul Petre Roman a fost învestit de Parlament pe 29 iunie fără niciun vot împotrivă. În ciuda însă acestui sprijin masiv în Parlament, știu că nu ați reușit totuși o chestiune pe care ați considerat-o fundamentală în organizarea statului român democrat, și anume să transferați arhiva fostei securități sub control parlamentar. Vă citez acum. Această arhivă era un veritabil instrument de șantaj, nu doar asupra unor persoane, ci până la urmă asupra întregii societăți. Am fost perfect conștient de faptul că arhiva se afla în mâinile SRI, în care continuă să activeze foștii membri ai securității. Ați declarat că Ion Iliescu, președintele României de atunci, este cel care s-a opus acestei măsuri. Urmează întrebarea. Ce rol joacă serviciile secrete în politică? Sper că nu e o întrebare teoretică, ci legată de ce mi-ați spus. Prin urmare, securitatea era ca un fel de caracatiță asupra societății românești, așa era gândită, și modalitatea de a influența era prin tot felul de oameni care erau fie agenți de influență, fie colaboratori. Deci oameni care puteau să fie, erau direct în legătură cu securitatea și prin care puteau să influențeze întreaga societate. Ori, modalitatea de a-i ține pe acești oameni să facă sub control, sub controlul lor, să facă ceea ce li se spune, care era? Dosarele lor. Asta era arhiva securității. Dosarele oamenilor, mii, zeci de mii de oameni,
care erau, de fapt, sub controlul lor. Asta era o situație absolut, absolut, în totalitate, împotriva celor mai elementare principii ale libertății și democrației. Cum adică? Trăiesc în libertate și democrație, dar tot aia de dinainte îmi arată dosarul meu, fii atent, tu faci ce spunem noi. Aveam o situație, un amestec otrăvit. Și politica românească a fost otrăvită în felul acesta. Mai este și astăzi? Fără îndoială că mai este și astăzi, dar sigur că după atâția ani lucrurile au evoluat. Mă întrebați acum în ce proporție, cine, cum. Mă puneți să fac un exercițiu de speculă, nu un exercițiu de sinceritate. Sinceritatea este în legătură cu demersul meu, care n-a fost acceptat, demers de prim-ministru, ca întreaga arhiva securității să fie sub controlul Parlamentului. Parlamentul, da, reprezintă poporul. Așa era corect și democratic. Nu s-a întâmplat așa și am avut de plătit. Mulțumesc. Cabinetul Petre Roman a avut 21 de miniștri și vreau să menționez aici câteva nume de elită. Andrei Pleșov a fost ministrul culturii, Mihai Șora, ministrul învățământului, Traian Băsescu, ministrul transporturilor și Adrian Năstase, ministrul de externe. Știu că dumneavoastră ați insistat la Ion Iliescu ca Adrian Năstase să fie ministrul de externe și știu că împreună ați făcut primii pași pentru aderarea României la NATO. În mandatul dumneavoastră știu că ați adoptat peste 100 de legi cu aplicabilitate directă în agricultură și în economie. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare realizare a premierului Petre Roman? Pentru îndeplinirea programului de reformă pe care Parlamentul l-a aprobat fără niciun vot împotrivă, nu s-a mai întâmplat vreodată în istoria politică a României și cred că nu se va mai întâmpla. Este legea 31, legea societăților comerciale, care este și astăzi în vigoare, sigur cu modificări. De ce? Aceea a transformat din temelii și a întrupat, cum s-ar spune, în economia românească, sistemul de piață, de piață liberă. De acolo pleacă toată. Deci, această lege, care a fost adoptată chiar în iulie-august 1990, este cea cu care am pornit la drum și care arată cu exactitate. La vremea respectivă a fost cea mai avansată lege din tot spațiul fost socialist. Și am fost puternic susținuți de multe personalități din Occidentul democratic. Din punctul de vedere, deci, a obiectivului meu afișat, programul de reformă, strategia dezvoltării României, acest fapt este cu totul remarcabil. Sunt și alte legi importante. Legea privatizării, de exemplu, a fost o lege excelentă, dar imediat după ce guvernul meu a fost înlăturat prin forța mineriadei, cum știți foarte bine, această lege a fost dată peste cap, a fost anulată. Ceea ce a dus România înapoi cam între 5 și 10 ani. Prin urmare, pachetul de legi pe care a fost cuprins în planul de acțiune al guvernului reprezintă ceea ce trebuia să fac și s-a făcut. Mulțumesc. 7 ouă, 7 linguri de zahăr, 7 linguri de făină, nuci măcinate, ciocolată rasă, caramel și un plic de praf de copt. Bănuiesc că știți la ce mă refer. Bănuiți corect. Sunt câteva dintre ingredientele prăjiturii Petre Roman, o prăjitură celebră la începutul anilor 90. Legenda spune că acest desert a fost inventat de o cofetăreasă îndrăgostită până peste cap de dumneavoastră. Mă întreb ce alte dovezi de iubire ați mai primit de-a lungul timpului? Urmează întrebarea. Ați gustat vreodată prăjitura Petre Roman? Da, cum să nu? Din câte știu eu, prăjitura rețeta a fost gândită la Arad, din câte știu eu.
a avut, cum a spus, mare succes. La întrebarea alte dovezi de iubire, ce vreți să vă răspund? Adevărul. Păi, or fi fost multe, dar chiar așa mă pune să mă... Cele din căsătorie au fost? Am primit 3 cereri de căsătorie din străinătate. Din Franța, din Spania și dintr-o țară din Coasta de Fildeș, de exemplu. Da, așa, ca să ne amuzăm un pic. Mulțumesc. Deși eram căsătorit și aveam și copil. Da? Erați premierul României. Da. Continuăm. În anii 90, odată ce ați fost instalat la Palatul Victoria, au apărut informații despre o idilă pe care ați fi avut-o cu Zoe, fiica fostului dictator, Nicolae Ceaușescu. Îl citesc acum pe generalul Ion Mihai Pacepa, unul dintre șefii securității comuniste. În anii când Ceaușescu era la apogeu, Petre Roman trăia cu Zoe, fiica tiranului, și făcea studii postuniversitare la Paris, plătite de securitate. Au fost și alte voci care au confirmat această presupusă relație, de exemplu, politicianul Mădălin Voicu, prieten bun cu copiii dictatorului, a prezentat o versiune ceva mai nuanțată a poveștii, îl citez: există o anumită chimie între cei doi, mai bine spus, a fost o relație cu parfum de idilă, și sunt și multe alte mărturii care confirmă această relație. Urmează întrebarea: v-ați iubit cu fiica lui Nicolae Ceaușescu? Am cunoscut-o pe Zoe în 1972. A fost un moment, să spunem, foarte frumos, spune, foarte bine spune Mădălin, cu parfum de idilă, exact asta e caracterizarea. Însă, ceea ce spune Pacepa e chiar gura unui păcătos, cum s-a dovedit a fi. Pentru că când eu am cunoscut-o pe Zoe, eram deja de un an și jumătate la Toulouse. Plătit de securitate, v-am explicat că a fost o bursă de care am beneficiat, la fel ca încă 200 de tineri români, toți foarte bine pregătiți, unii dintre ei șef de promoție, cum eram și eu. Asta e o răutate gratuită, ca să spun așa. Dar, da, am cunoscut-o pe Zoe. Pot să vă spun că era o fată foarte bine educată, o fată frumoasă. În niciun caz nu îți dădea impresia că este fata cu este. Cu alte cuvinte, își păstra foarte bine ținuta ei. Deci a scurtat-o. Da, am avut, dar nu e prima dată când spun lucrul acesta. Însă lucrurile s-au stopat pentru că s-a declarat împotriva acestei, să spunem, acestei legături care urma să se realizeze, s-a opus mama ei, Elena Ceaușescu. De ce? Nici nu știu să vă spun. Da, aia. Vai. Mulțumim. Urmează o întrebare roșie. Slavă Domnului că s-a opus. Un episod din mandatul dumneavoastră de premier pe care vreau să-l lămurim este întoarcerea regelui Mihai în țară în decembrie 90. Mm-hmm. După ce inițial i s-a permis regelui Mihai să revină în România, la sosirea acestuia în țară s-ar fi organizat o ambuscadă pe autostrada București-Pitești. Regele Mihai a fost ridicat de trupe înarmate, transportat la aeroportul Otopeni și expulzat. A fost acuzat că dumneavoastră ați organizat această ambuscadă. La acea vreme, fostul președinte al televiziunii române, Răzvan Teodorescu, l-a sunat pe șeful statului, Ion Iliescu, și i-a spus, citez: lasă-l pe rege să se ducă la Curtea de Argeș. Iar Ion Iliescu l-a asigurat că nu are nimic împotrivă, dar că trebuie convins Petre. În presă s-a scris că ați fost sunat de Răzvan Teodorescu și dumneavoastră i-ați spus că dacă regele va intra în țară, va fi haos, va fi vărsare de sânge, va fi o lovitură de stat. Mă întreb cum ar fi arătat România astăzi dacă în 90 statul român ar fi devenit monarhie constituțională. Urmează întrebarea roșie.
V-a fost frică de întoarcerea regelui în România? Nu, nici de cum. Convenisem cu principesa Margareta cu câteva zile înainte, convenisem ca să organizăm așa cum se cuvine sosirea regelui Mihai I în România. Într-un interviu pe care l-a acordat televiziunii române în 2002, mi se pare, regele Mihai I este întrebat: a fost Petre Roman împotriva venirii noastre? Nu, nici de cum. Nu, nici de cum. Adică dânsul a recunoscut că, de fapt, am avut o înțelegere. Ce s-a întâmplat a fost venirea intempestivă și într-o modalitate care este contrară oricăror convenții internaționale. N-a venit cu numele dumnealui. Nu a venit. A venit fără să anunțe, cu un zbor în care el, dumnealui, figura cu un alt nume. Prin urmare, sub nicio formă nu era împotrivă, ci doar faptul că a venit în România de această manieră, și sunt convins că a fost rău sfătuit în privința asta, a creat situația despre care ați vorbit. Dacă era bine să fie monarhie sau nu, nu știu să vă spun. Cred un lucru. Că dacă regele Mihai, despre care eu aveam cea mai bună părere de la tatăl meu, n-avem timp acum să vă spun de ce, ar fi fost unul dintre luptătorii vizibili împotriva lui Ceaușescu înainte de decembrie 89, părerea mea este că erau bune șanse ca să redevină șeful statului. Mulțumesc. Mandatul dumneavoastră de premier a fost marcat și de violențele provocate de minerii din Valea Jiului. În iunie 90, peste 10.000 de mineri conduși de Miron Cozma au venit la București. Venirea minerilor în capitală s-a soldat cu victime, cu pagube materiale majore, a fost nevoie de intervenția armatei, a poliției, a trupelor speciale, iar imaginea României a avut de suferit în plan extern. Formațiunea politică recent înființată FSN a fost acuzată că a chemat minerii la București pentru a-i potoli pe cei care protestau împotriva guvernului, pe scurt, a conducerii de la vremea respectivă. Chiar și dumneavoastră ați susținut această teorie și ați spus, vă citez acum: nu cred că fără o instigare profesionistă minerii ar fi dat frâu liber violențelor. Dacă la mineriada din iunie 90 ați reușit să depășiți situația conflictuală cu minerii, mineriada din septembrie 91 a pus capăt carierei dumneavoastră de prim-ministru și v-a întărit convingerea că mineriadele au fost comandate. Vă citesc din nou. La un moment dat mi-a telefonat Ion Iliescu, care m-a întrebat: pot să spun că ți-ai dat demisia? După care el a anunțat că mi-am dat demisia. A fost o lovitură politică mafiotă și în același timp produsă prin instrumente de factură bolșevică. Vreau să-mi spuneți de ce ați fost înlăturat din funcția de prim-ministru. Urmează întrebarea: cine a adus minerii la București? Întâi, 13-15 iunie n-a însemnat numai venirea minerilor. 90. 13 iunie a fost sediul violențelor. Când s-au aruncat cu cocktail molotov, au murit 6 oameni, dintre care 3 de glonți. Și în seara respectivă, Ion Iliescu a spus că lucrurile par să arate ca o rebeliune de tip legionar. Bun. Cine în mod concret a organizat acolo venirea minerilor, nu știu să vă spun, dar sigur nu cineva din guvernul meu. Nu există dovezi în sensul acesta. Ceea ce pot să vă spun este că la vremea respectivă știam deja că venirea minerilor va însemna un dezastru. Avusesem experiențe încă din ianuarie și februarie. Până la urmă a fost mult mai rău decât ne-am imaginat. Pentru că deși convenisem ca să li se spună minerilor de către Ion Iliescu, de el ascultau, că, bun, ați venit foarte frumos, acum vă rugăm să lucrurile sunt sub control, pentru că intervenise armata. Armata a intervenit în 13, nu în 14 și 15. Da?
În 14 am avut securiști îmbrăcați în mineri. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. E un lucru... lucrurile au scăpat de sub control. Mai mult nici nu are rost să spun. Și minerii s-au dezlănțuit deci și într-adevăr... Deci ați din funcție prim-ministru. Ei, acum ne întoarcem. Păi din acest motiv, pentru că tot ceea ce însemna guvernul roman, tot ceea ce însemna reforma, tot ceea ce însemna pierderea puterii de către structurile care existaseră și care s-au perpetuat, trebuia înlăturat. Și momentul cel mai important a fost după puciul de la Moscova din august 1991. Atunci s-a văzut foarte clar cum s-au despărțit apele. Noi am avut, guvernul meu a avut un comunicat care a fost reluat pe toate meridianele lumii, în special în Statele Unite, pentru că a fost cel mai categoric în privința asta. Noi, în comunicatul acel al guvernului pe care l-am condus, am spus nu mai vrem să vedem tancuri împotriva propriului popor. Tata n-a venit pe un tank sovietic, cum a spus dumneavoastră, ci a venit cu divizia Horia, Cloșca și Crișan. La ordinul regelui Mihai. Ați spus-o mai devreme și acum mi-a venit momentul ca să... Bun. Mulțumesc. Continuăm. Vă rog. Știu așa. Mama a trăit alături de dumneavoastră emoțiile de la Revoluția din 89. V-a văzut premier, a fost martoră și la mineriade. Apropiații dumneavoastră au povestit că în fața acelor scene violente, cu minerii contestând în stradă mandatul dumneavoastră de premier, mama a retrăit toate momentele de groază prin care a trecut în timpul războiului civil spaniol. S-a temut atât de mult pentru viața dumneavoastră încât i s-a declanșat o formă accelerată de Alzheimer. S-a stins din viață în septembrie 91, la scurt timp după ce ați fost obligat să demisionați din funcție de premier. În octombrie. Fosta dumneavoastră soție Mioara Roman a povestit că nicio redacție de știri nu a dorit să preia această știre, o știre care nu viza un om oarecare, ci vorbim de mama premierului României. O citez acum pe Mioara Roman. Pentru ca lumea să nu afle de decesul și de înmormântarea mamei lui Petre, s-a petrecut un fenomen halucinant. Nu au apărut nici măcar anunțurile pe care noi le plătisem spre publicare la rubrica DCS. Vreau să-mi spuneți cine a dorit să țină sub anonimat decesul mamei? Urmează întrebarea. De ce a fost ținută la secret moartea mamei? Eram deja un prim-ministru debarcat printr-o lovitură de stat, cum au spus minerii, și e foarte interesant, poate că aici speculez, dar nu e vorba de o speculație, fiindcă am elemente, nu? Serviciul de dezinformare, al SRI, care lucrase, a considerat că o asemenea emoție nu poate decât să adauge ceva bun, ceva pozitiv, către Petre Roman, pentru că reacția față de reacția publicului larg, adică a oamenilor, a românilor, până la urmă, de la felul în care a fost înlătărat guvernul roman, a fost extrem de dură, extrem de categorie. Trebuiau lucrurile să fie ținute sub control și elementul ăsta putea să fie emoțional, ca să spun așa, dăunător acelor care au comis acea înlăturare a guvernului pe care l-am condus. Însă, trebuie să spun că încă din momentul Revoluției m-am avut sentimentul că va fi foarte complicat. Că va fi foarte greu. Toată experiența ei de viață, ce vă spune? Era să nu cumva să ne îndreptăm către un război civil. În momentul septembrie 91, eram într-un moment de ruptură politică majoră între cei care țineau cu dinții, cu ghearele de puterea lor și cei care vreau ca România să meargă pe drumul democrației și libertății. Mulțumesc. Continuăm. Imediat după retragerea din funcție prim-ministru în octombrie 91, ați rămas deputat în Parlamentul României, iar un an mai târziu, în 92, au urmat primele alegeri prezidențiale. Știu că aveți un mare regret politic, că nu ați candidat atunci.
împotriva lui Ion Iliescu, care a fost în cele din urmă ales președinte al României. Ați declarat mai târziu că vi s-a ascuns adevărul în ceea ce privește sondajele de opinie și nu ați știut că aveți sprijinul populației în procent chiar de 57%. Aș vrea să-mi spuneți dacă dumneavoastră credeți că ați fi câștigat împotriva lui Ion Iliescu la alegeri și dacă Ion Iliescu a fost un președinte bun pentru România. Urmează întrebarea. Cine nu a vrut președintele României? Nu, greșeala a fost a mea. O eroare majoră, cea mai mare eroare politică și cu adevărat eroare majoră din întreaga mea carieră politică, pentru că în acel an 1992 eu cu echipa mea am câștigat în convenția FSN. Noi am câștigat. Cu 64% a fost o enormă victorie a reformiștilor, a democraților. Prin urmare, în modul cel mai firesc, eu care reprezentam acea grupare, conduceam acea grupare, trebuia să fiu prezent în alegeri. Era logica elementară. Și de ce n-ați făcut-o? Pentru că am, dintr-o atitudine morală, iar nu politică. Am spus că în convenția partidului, în convenția FSN, să fie limpede că nu pentru a-l înfrunta pe Ion Iliescu ne luptăm aici, ci pentru drumul României, pentru democrație în România, pentru libertate, pentru reforma de care este atât de mare nevoie. Înțelegeți? Și am zis, dom'le, m-am angajat. Bineînțeles că toți colegii mei mi-au atras atenția. Dom'le, politica înseamnă să te duci către ceea ce are nevoie țara, poporul, cetățenii. Logica asta era ca eu să candidez și cred că aveam o șansă foarte bună. De ce nu ați candidat? Păi nu v-am spus... Din orgoliu. Nu orgoliu, nu. Am spus dintr-o atitudine de respectare a propriului meu cuvânt. Dar a fost greșit. Mulțumesc. În 2000... Da. Erați ministru de externe și ați surprins pe toată lumea când la Călăraș ați înotat în Dunăre pe o distanță de câțiva kilometri. A fost un gest cu semnificație diplomatică. Practic, dumneavoastră ați militat atunci pentru ca traficul de pe Dunăre să fie deblocat, pentru că la vremea respectivă în zona Belgradului, din cauza bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei, traficul era blocat. Știu că sunteți o fire sportivă. În copilărie ați jucat fotbal. Nu sunt o fire sportivă, sunt un sportiv. Ce? Eu, fire sportiv. Știu că aveți ca pasiuni în notul și drumețiile. Știu că de mai bine 25 muntele. De ani parcurge săptămânal trasee montane de câte 4-5 ore. Știu că aveți aceeași greutate ca la 25 de ani, iar forma foarte fizică multe. Pe care știți o aveți și multe. Se datorează și alimentației. Și mi-a plăcut, cum ați spus dumneavoastră, că secretul constă în numărul caloriilor. Aici vreau să mă opresc. Pentru că mă întreb dacă mai respectați și astăzi aceste reguli. Urmează întrebarea. Câte calorii conține dieta dumneavoastră zilnică? În jur de, știu eu, 2000, 2300, 2400, depinde. Cert este că, important, decisiv, este ca atâtea calorii câte iei, atâtea să consumi. Asta e simplu, simplu, simplu. Prin urmare, nu e altceva decât să nu lași aceste calorii să devină surplus. Și de acest principiu mă țin și astăzi cu sfințenie. Mulțumesc. Cu plăcere. Sunteți un bărbat frumos, domnule Roman. Mulțumesc. Din momentul în care ați devenit persoană publică, ați fost întotdeauna adulat de publicul feminin. La începutul anilor 90 erați considerat idolul de la APACA, celebra fabrică de confecții din București. A fost lansat și un slogan care vă era dedicat, citez acum: nu vrem Kent, nu vrem valută, vrem ca Roman să ne iubească. Se crea o adevărată isterie ori de câte ori făceați vizite la fabricile din țară. Se vorbea despre adevărate suspine și lacrimi în rândul angajatelor după plecarea dumneavoastră.
Eu cred că și pe dumneavoastră vă flata cumva atenția doamnelor și la rândul meu ați știut să speculați acest lucru și vă spun asta pentru că la celebra cursă în Nord de pe Dunăre de care am vorbit mai devreme, nu ați purtat costumul de neopren ce vă fusese oferit, ci ați ales să purtați un simplu slip și mă întreb... Eram în 15 august. Odată cu admirația femeilor v-ați atras și invidia bărbaților, urmează întrebarea... A fost frumusețea un atu în cariera politică? Probabil că da, de ce să zic că nu, dar când spuneți de fapt, când remarcați, nu, când multă lume remarca, această relație specială care părea să se creeze între mine și ansamblu feminin, este pentru că din... De mic copil, de la părinții mei, la care am văzut o iubire extraordinară, formidabilă iubirea dintre părinții mei, această, și de la tatăl meu în primul rând, această acest simțământ pentru femeie. Deci, pentru tatăl meu și la mine în casă, femeia e icoană. Și așa am crescut eu. Eu cred că asta simțeau doamnele și domnișoarele. Și anume, faptul că eu le văd cu foarte multă afecțiune, sinceră, cu foarte multă înțelegere. Și numai puțin faptul că am considerat întotdeauna că femeile sunt foarte capabile și în politică, pentru că sunt mai serioase, sunt loiale și... mai tenace decât foarte mulți bărbați. Da, m-a ajutat, uite, sper că m-a ajutat și în ultimul meu demers foarte important, nu? Când am cucerit-o pe Silvia Chifiriuc, mare cântăreață, cred că m-a ajutat. M-a ajutat și m-am bucurat. Mulțumesc! Și eu încerc acum, băiatului meu, lui Petrus, să-i transmită Petrus același simțământ, aceeași calitate sufletească. Trecem mai departe. Vă rog. Fiicele dumneavoastră, Oana și Catinca, au intrat în atenția presei în anii 2000 prin prisma relațiilor sentimentale pe care le-au avut cu doi dansatori celebri. Oana s-a iubit cu liderul trupei de stripper Flamingo Boys, Cornel Păsat, iar Catinca, fiica dumneavoastră vitregă, i-a dăruit un copil dansatorului Bebe Dumitrescu. Catinca a dezvăluit la un moment dat, citez, a fost un șoc pentru ceilalți atunci că am decis să fac un copil în afara căsătoriei, acum e cool să faci un copil nemăritat, dar atunci s-a scris că Petre Roman a pierdut alegerile din cauza mea. Fosta dumneavoastră soție a justificat aceste alegeri neobișnuite pentru două fiice de premier, astfel, o citez, viața noastră a fost un infern, fetele au fost excluse, altfel cum se explică relația lor cu Bebe și Păsat. Vreau să știu cum ați privit dumneavoastră ca tată relațiile sentimentale pe care le-au avut fiicele dumneavoastră și dacă aceste relații v-au afectat imaginea politică. Urmează întrebarea. Vă reproșați ceva ca tată de fete? Sincer, nu. Nu cred. Sincer, nu cred. Dar, dincolo de acest sentiment pe care l-am, așa e el, sentimentul meu, pe terenul ăsta nu mi-e ușor să avansez. Adică, întrebarea asta legată de relațiile lor sentimentale... Nu e potrivită. Ok, mergem mai departe. În 2007, după un mariaj de 34 de ani, vestea despărțirii de Miora Roman venea ca un șoc pentru toată lumea. S-a speculat la acea vreme că ați plecat de acasă cu doar câteva haine și că ați fi locuit o vreme în garsoniera unui prieten, fără a mai răspunde la telefon. An la rând, după divorț, fosta soție nu a părut împăcată cu faptul că ați părăsit-o și că v-ați refăcut viața. În cererea de divorț, dumneavoastră ați explicat că problemele erau unele vechi, de aproape 15 ani, și vă citez acum, din cauza deselor deplasări pe care eram nevoit să le fac, au apărut disensiuni din ce în ce mai grave între noi, comunicarea devenise practic imposibilă.
Când v-ați asumat relația cu Silvia Chifiriuc, Mioara Roman a replicat: Petre și-a pierdut mințile. Mai mult, fiica dumneavoastră, Oana, a povestit că în acea perioadă locuiați în același bloc, exact deasupra apartamentului ei. În tot cazul, a curs foarte multă cerneală după această despărțire. Mă întreb dacă sunt lucruri pe care vi le reproșați în legătură cu acest divorț. Urmează întrebarea. Ați divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriu? Nu. Asta nu e adevărat. Însă, ceea ce pot spune că este adevărat e că, într-un fel, nu, cum e viața, mi-am pierdut mințile. Adică am îndrăgostit foarte puternic de Silvia. Nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine, mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele. Despre asta a fost vorba. În niciun caz nu s-a făcut un fel de înlocuiesc pe cineva cu... Nu. Mulțumesc. Continuăm. După ce v-ați întemeiat o nouă familie alături de Silvia, în presă s-a vehiculat ideea că v-ați abandonat prima familie. La un moment dat, fiica dumneavoastră, Oana, v-ar fi cerut ajutor financiar, iar dumneavoastră ați refuzat-o, un gest care ar fi adâncit relația dintre dumneavoastră și fiica dumneavoastră. Rămasă fără sprijin material, fosta dumneavoastră soție a acumulat datorii uriașe prin neplata chiriei imobilului REA PPS în care locuia. Problemele au continuat. În 2017, chiar înainte de Crăciun, Mioara Roman a fost executată silit pentru datorii la compania de distribuție de gaze și s-a mutat acasă la Oana. Știm că starea de sănătate a fostei soții, în vârstă de 81 de ani, s-a deteriorat în ultima perioadă. Nici cu fiica dumneavoastră, Oana, nu aveți o relație apropiată. De foarte multe ori, ea a ieșit public cu declarații nu tocmai flatante la adresa dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți ce anume a determinat această ruptură dintre dumneavoastră și fiică. Urmează întrebarea. Sunteți supărat pe fiica dumneavoastră? Nu, dar trecem peste întrebare. Mulțumesc, continuăm. Deci nu, dar trecem peste întrebare. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Roșie. În 2007... Celelalte cum sunt? Verzi, albastre? După divorțul de Mioara Roman și relația cu Silvia Chifiriuc, presa publica o nouă dezvăluire despre dumneavoastră. Jurnalele mondene scriau că ați mai avea un copil. Mama presupusului fiu l-ar fi ascuns pe băiat de presă, preferând să nu vă turbure liniștea în perioada mariajului cu Mioara Roman. S-ar fi ocupat singură de creșterea copilului pe care dumneavoastră nu l-ați fi recunoscut. Însă după ce s-a pronunțat divorțul dumneavoastră de Mioara, doamna în cauză ar fi demarat procedurile pentru ca fiul ei să beneficieze de toate drepturile ce îi se cuvin. Urma să fie făcut chiar un test de paternitate care să determine dacă sunteți sau nu tatăl biologic. Întrebat la un moment dat de existența acestui copil, ați spus doar atât și vă citez: sunt un om responsabil și îmi asum situația. Vreau să știu cât adevăr este în această istorie de presă. Urmează întrebarea roșie. Aveți un copil din flori? Nu, adevărul este cel pe care l-am spus. Dacă se iscă o asemenea temă, atunci ea se rezolvă, fiecare asumându-și responsabilitatea. În primul rând, eu. Dar răspunsul e nu. Mulțumesc. Continuăm. Continuăm. În viața personală ați fost un bărbat al extremelor. La 27 de ani v-ați însurat cu o femeie cu 6 ani mai mare ca dumneavoastră, divorțată și cu un copil. După un mariaj de 34 de ani și un divorț de răsunet, ați luat-o de la capăt. La 63 de ani, v-ați recăsătorit de această dată cu o femeie mai tânără cu 26 de ani decât dumneavoastră, cu care aveți un băiat, Petrus. Pare că nu v-a păsat niciodată de gura lumii și ați luat cele mai îndrăznețe decizii, indiferent de opinia publică. Urmează întrebarea. Sunteți un nonconformist în iubire? Sunt un om conform cu mine însumi. Dacă eu sunt ceea ce sunt, trebuie să mă manifest, trebuie să vreau să exist așa cum sunt eu și nu cum vor alții. Dar eu, de fapt, am făcut un lucru firesc.
Când o căsătorie nu a mai fost posibilă, așa cum au recunoscut ambele părți, și am cunoscut o femeie de care m-am îndrăgostit, m-am căsătorit cu ea, am făcut un copil, adică aici intervine pur și simplu normalitatea. Asta e normalitatea. Mulțumesc. Pe actuala noastră soție, Silvia Chifiriuc, ați întâlnit-o prima dată pe aeroportul din Milano, ați povestit așa, vă citez, ea mi-a dat bună ziua, dar eu am vrut mai mult decât atât. În avion am încercat să o cunosc mai bine, am rugat-o să stea lângă mine, era o femeie frumoasă, agreabilă, plăcută. A urmat o lungă perioadă de tatonări, timp în care ați fost foarte discret cu relația dumneavoastră. V-a plăcut că aveți multe lucruri în comun, vă citesc din nou. Silvia înoată și urcă pe munte, ceea ce nu m-aș fi așteptat și asta a fost o surpriză plăcută. V-ați căsătorit în 2009, la 2 ani de la pronunțarea divorțului de Mioara Roman. Ceremonia a avut loc la Snagov, în aer liber, pe proprietatea soților Dana și Dinu Patriciu, cei care v-au fost de altfel și nași. A fost un eveniment discret la care au participat 50 de persoane și după nuntă presa a scris că ați plecat în luna de miere, iar Silvia era deja însărcinată în 4 luni. Urmează întrebarea. Ce fel de soție este Silvia Chifiriuc? O soție foarte devotată, foarte iubitoare, pe care eu am îndemnat-o tot timpul să-și vadă de carieră, cariera ei muzicală, profesională, pentru că cred că are o voce foarte frumoasă și chiar și acum mi-aș dori ca această carieră muzicală a ei, pe care eu o prețuiesc foarte mult, să fie mult mai înfloritoare. Ca să avem un cuplu în care fiecare e mulțumit de el însuși. Adică soția nu e mulțumită. Nu, n-ați înțeles. Pentru împlinirea ei ca și artist, răspund și eu. Pentru împlinirea mea ca om politic, răspunde și ea. Am înțeles. Continuăm. Întotdeauna ați fost în lumina reflectoarelor. O țară întreagă cunoaște latura noastră profesională, asta a bărbatului de stat care s-a pus în slujba poporului. De o bună perioadă de timp știm că v-ați retras cumva, vă axați mult din atenția noastră asupra familiei. Eu am aflat că sunteți un bărbat romantic, cu oferiți flori, că iubiți muzica lui Elvis Presley. Nu destul. Și a celor de la Beatles. Iată cum vă descrie Silvia, soția dumneavoastră. O citez acum. Petre este un bărbat tandru, un bărbat responsabil, un tată minunat, un soț minunat. Câteodată îl alin și îi spun, tu ești o comoară la casa omului. Sunt curioasă cum este Petre Roman în confortul căminului său. Ce treburi casnice vă revin? Și am o curiozitate. Urmează întrebarea. Cine cântă în familia Roman? Eu niciun caz, nu prea am voce. Păi ea cântă, Silvia cântă. Pentru că ce bucurie mai mare poate avea un bărbat decât acela ca soția, mama copilului, să se simtă bine. Eu cred că asta e legământul. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Petre Roman? Nu, n-am înțeles-o. Ați înțeles-o? Am înțeles. Aștept răspunsul. Păi am spus, ea cântă. În tot. De câte ori s-ar întâmpla ca să cântăm pe voci diferite, nu ne simțim bine. Deci, răspunsul este da, trebuie să cântăm cu aceeași voce. A doamnei. Care, fiind mult mai... mult mai melodioasă, performantă, profesională, tot ce vreți. Bine. Da. Merg o întrebare roșie. Bun, roșie. Cel mai mare fan și susținător al Silviei Chifiriuc sunteți chiar dumneavoastră. Știu că la un moment dat a renunțat la cariera muzicală și dumneavoastră a spus cel care ați îndemnat-o să cânte din nou. Vă citez. Am rugat-o să se întoarcă la muzică. Eu am nevoie de o femeie împlinită. Și dacă asta o împlinește, asta trebuie să facă.
Ba mai mult, în decembrie anul trecut, ați apărut alături de ea în videoclipul piesei Bine ai venit, iubire. Eu am observat că sunteți mai tot timpul atent la soția dumneavoastră, așa că mai am o curiozitate. Urmează întrebarea roșie. Cam multe curiozități. Sunteți un bărbat gelos? N-am apucat să-mi dau seama, pentru că n-am avut motive și sper să n-am motive niciodată. Eu nu v-am întrebat dacă aveți motive. Deci, dacă n-am avut motive, n-am fost gelos. Simplu. Și de fel așa? Nu știu. S-ar putea. Nu neg. Dar câtă vreme n-am motive, de ce să mă chinui fără rost? Mulțumesc. Continuăm. Nu, dar aveți numai întrebări de astea, așa? Suntem la viață personală. Bun, ne mai oprim și cu asta. Revenim și la politică, că nu, mai avem. Mă gândeam să mă întrebați dacă îmi place literatura, dacă îmi place filozofia, dar ce cărți am scris, adică lucruri de astea care sunt totuși astea importante. Domnule, aici avem două dintre ele, acum mă așteaptă a treia. Și adică o întrebare. Nu a treia, asta ultima, da. Dar știți că puteți să refuzați întrebări dacă nu vă plac. Nu, că nu-mi plac, dar hai, spuneți. Fica dumneavoastră, Oana, a povestit că în adolescență ar fi suferit de depresie din cauza schimbărilor drastice care au avut loc în viața noastră de familie, odată cu preluarea mandatului de premier. O citez acum. Pentru o lungă perioadă, grija și atenția părinților pentru mine s-a încheiat. Prioritatea numărul 1 pentru tata a fost strict guvernarea. Prioritatea numărul 1 a mamei a fost să-l susțină în acest demers, iar eu nu am mai contat din momentul acela. Continui cu declarațiile Oanei. Tata a fost un tată dur. Mi-am luat și bătăi de la el, pentru că eram un copil nu foarte cu minte. Plecam la joacă și trebuia să vin la 8. Nu veneam și mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de-mi sărea apa în cap. Toate aceste dezvăluiri au fost susținute și de fiica noastră Catinca. Citez acum. Așa e, pe Oana o mai atingea, la mine nu a avut însă curaj să ridice mâna. Știu că v-au rănit la un moment dat aceste cuvinte. E un episod delicat pe care mi-aș dori să-l lămurim. Urmează întrebarea. Sunteți un tată violent? Nu. Acum, dacă Oana simte așa cum spune, e ceea ce spune, e ceea ce simte, n-are niciun rost, n-are niciun sens ca eu să mă apuc să spun da, să vezi că nu e așa. Nu. Nu e în niciun caz, în niciun caz. Da, s-a întâmplat să mai atenționez cu o palmă pentru prostiile ei, dar e adevărat că din momentul în care ajung prim-ministru, nu am avut timp de ea. Atât cât mi-aș fi dorit și cât avusesem înainte. Eu ieșeam cu Oana la plimbare când era mică, de când s-a născut, pentru că Mioara lucra la radio și lucra mult. Și lucra și la ore la care nu se putea ocupa de Oana. Până la urma urmelor, a ieșit destul de bine pentru Oana. Adică a putut să facă niște studii foarte importante pe spezele ei, pe spezele ei nu în sensul material, ci în sensul intelectual, prin capacitatea ei în Franța, la una din cele mai importante universități, Cerza, a dobândit o certă capacitate profesională și astăzi e un om independent pe picioarele ei. Eu nu pot decât să fiu bucuros că așa este, că este cu adevărat un om pe picioarele ei, îmi crește nepoțica, cum se spune, care e un copil, o fetiță minunată. Tot ceea ce spune ea despre ce a trăit, aici eu n-am ce spune. E ce a trăit ea, e ce spune ea, e ce simte ea. Bun. Ați vorbit de nepoțica dumneavoastră, sunteți și tată și bunic de fete. Ați fost însă acuzat că nu v-ați implicat în viața nepoatelor. Oana s-a arătat cea mai afectată, citez. Relația cu tata s-a răcit foarte mult, practic el s-a îndepărtat treptat. Nu cred că Izabela l-a văzut de 10 ori în 6 ani.
Îl vede la TV uneori și mă întreabă de ce nu vine tataie să o vadă și eu chiar nu știu ce să-i răspund. Fiica noastră vitregă Catinca pare mai împăcată cu situația. Cu Petre nu mai avem practic nicio legătură, nici eu, nici fiica mea, Calina. Eu personal nu îi simt lipsa. Petre Roman nu a fost foarte implicat în viața nepoatei sale, poate doar la început, până pe la vârsta de 2-3 ani. Știu că sunteți un bărbat discret, care a încercat să țină pe cât posibil problemele familiale departe de ochii presei, dar aș vrea să știu și punctul dumneavoastră de vedere și să ne spuneți care este adevărul în ceea ce privește relația pe care o aveți cu nepoatele. Urmează întrebarea. De ce nu vă vizitați nepoatele? N-aș vrea să trec peste întrebarea asta, deși ar fi fost mult mai logic să o fac. Cu Izabela m-am văzut de foarte multe ori și am o relație foarte, foarte bună cu ea. Așa mă simt foarte bine cu ea când, de câte ori o văd. Câteodată Oana, care este un om foarte drept de firea ei, este și impulsivă. Dacă ceva nu-i place, este și impulsivă. Așa e firea ei. Așa e firea ei. De această dată a fost impulsivă. Și când ați văzut o ultima dată pe Izabela? Să fie trei săptămâni, da. Mulțumesc. Fiul noastră, Petrus, are acum 12 ani. Nu, 11. Să vă trăiască. Ați asistat la nașterea lui, iar la botez i-ați cântat un cântec compus chiar de dumneavoastră. Petru s-a venit în viața noastră într-o perioadă total diferită de cea în care a venit fiica dumneavoastră. Mă refer la perioada aceasta de 12 ani, pe care 11-12 ani pe care acum. Atunci intrați în cea mai tumultoasă perioadă a dumneavoastră, deveneați premierul României. Astăzi aveți o viață mult mai liniștită și cu siguranță dintr-un alt punct de vedere aveți o abordare mult mai matură, completă, asupra ceea ce înseamnă creșterea și educația unui copil. Mm-hmm. Aș vrea să-mi spuneți cum îl ghidați pe băiatul dumneavoastră și ce sfaturi îi dați. Da. Urmează întrebarea. Cum este Petre Roman ca tată de băiat? Ideea asta că părinții își ghidează copiii e greșită. Copiii cresc ca buruienile, spune un mare, mare pedagog, unul dintre cei mai mari din istorie. Bineînțeles că copilul deprinde foarte multe lucruri, așa numită educație în familie, din ceea ce vede, din ceea ce trăiește. Aia este adevărata educație în familie. Ce vede? Nu, eu am văzut la părinții mei câtă iubire putea să fie între ei, cum se respectau între ei. Cât de tare puteau să se lupte pentru viața copiilor și a copiilor lor, de câte sacrificii au fost capabili, cât curaj și mai ales am deprins de la ei cel mai important sentiment, acela care mă domină în fiecare clip a vieții mele, demnitatea. Pentru mine demnitatea e mai importantă ca orice. Asta vreau și eu, asta aș vrea și eu, ca să deprindă Petrus de la noi. Dragostea pe care părinții o arată copiilor este cel mai important bagaj pentru toată viața lui. Cel mai important bagaj pentru toată viața unui copil. Aș vrea să spun asta acelora care ne privesc. Iubiți-vă copiii în fiecare clipă, pentru că asta va fi mai târziu baza pe care își vor construi viața. Fundamentul, temelie. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Revenim la politică. Roșie. Ia să vedem. Nu mi-ați spus cum sunt celelalte. Albastre, verzi, galbene? Portocalii. Uf. Adică portocaliu e prea aproape de roșu. Nu. Da. Bun. Suntem pe întrebare roșie. Numele dumneavoastră. Oricum, bine că n-a zis negre. Apare în două dosare extrem de importante.
dosarul Revoluției și dosarul Mineriadei. În dosarul Revoluției ați fost acuzat inițial de infracțiuni contra umanității, dar ați fost scos de sub urmărirea penală înainte de trimiterea în judecată. Sunteți însă inculpat în dosarul Mineriadei cu aproximativ aceleași capete de acuzare, infracțiuni contra umanității. Ce este important de subliniat este că ambele dosare, care vizează în fapt cele mai importante momente din istoria democratică a României, nu au fost soluționate nici până astăzi, la peste 30 de ani distanță. Vreau să menționez că alături de dumneavoastră în aceste dosare sunt prezente și celelalte nume grele din politica postdecembristă: Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Gelu Voican Voiculescu, și lista continuă. Urmează întrebarea roșie. De ce se trage de timp în marile dosare ale României? Nu se trage de timp, ci încadrarea cu infracțiune împotriva umanității este atât de gravă și atât de imposibil de susținut. În materia asta, când e vorba de justiție, sigur că trebuie să refer la tine. Bun, în dosarul Revoluției lucrurile au fost lămurite. Eu nu sunt... Celălalt dosar a fost atât de prost alcătuit încât Înalta Curte de Casație și Justiție l-a respins în totalitate. Eu nu sunt la ora asta, sub nicio formă, acuzat de ceva, pentru că nu mai există acel dosar, da? Ca să ne înțelegem bine. Dar întrebarea noastră e corectă, este pertinentă. Ca și în ceea ce privește faptele săvârșite în Revoluție, Timișoara, Baricada și alte orașe, de care nu avem niciun fel de nu avem oameni trimiși în judecată pe tema asta. E vorba ca să nu fie un proces politic, să fie un proces așa cum trebuie, în justiție. Dom'le, eu am fost, să zicem, ca să vorbim de Mineriade. Nu, aici trebuie să discutăm serios, nu merge așa. Eu am fost bătut de mineri. Cine m-a bătut? La ordinul cui? Adică fiecare caz, fiecare om care se consideră victimă în ceea ce privește momentul Revoluției sau în ceea ce privește minerat din iunie, fiecare se poate, trebuie să aibă capacitatea să se adreseze justiției în legătură cu ce a pățit. Nu ca un proces care mai degrabă arată politic. În ansamblu. Stai să vezi că avem pe cineva vinovat pentru că a fost un complot. Nu în felul acesta. Asta nu e justiție. De avalma. Într-un fel de nu se știe cum. Nu. Aici lucrurile trebuie lămurite absolut pentru fiecare, pentru că asta înseamnă o justiție în democrație. Fiecare om își caută dreptate. Ia să vedem. Este Petre Roman implicat în vreun din aceste cazuri? Nu e. Bun, și în toți acestea nu s-au găsit nici procuror, nici judecător să se termine. Acum, în legătură cu dosarul Revoluției, atenție, în legătură cu dosarul Revoluției, avem în acest moment un document făcut de parchetul general, Procuratura Militară. Să vedem unde o să conducă. L-am văzut, acel document. E un document care este rezultatul unei munci foarte, foarte aprofundate. Foarte aprofundate. În legătură cu celălalt, lucrurile au fost atât de prost făcute încât nu știu în ce formă, dar încă o dată, ideea cu infracțiune împotriva umanității este inacceptabilă. Din punctul meu de vedere, este absolut inacceptabilă și absurdă. Niciun fel de legătură cu ceea ce am trăit. Mulțumesc. Eu. Înainte de primele alegeri prezidențiale din 92, a avut loc o mișcare politică definitorie pentru partidele... Nu, primele au fost în 90. ...din România, și anume primele alegeri în cadrul FSN, alegeri pe care dumneavoastră le-ați câștigat, un lucru care l-a determinat pe Ion Iliescu să formeze un alt partid. Așa e. FSN-ul, unde erați președinte, a devenit... În 93, Partidul Democrat. Ați rămas președintele acestei formațiuni politice până în 2001, când PD a fost preluat de Traian Băsescu. Mulți au scris că anul 2001
A fost anul în care dumneavoastră ați ieșit practic din politica mare. Ați continuat să activați politic în cadrul PNL, odată cu fuziunea dintre PDL și PNL, și după o viață dedicată liberalilor, liberal-democraților, anul trecut, la alegerile locale, ne-ați surprins pe toți, ați deschis lista consilierilor PSD ai Gabrielei Firea pentru Consiliul General al Capitalei. Urmează întrebarea. Cum vedeți traseismul în politică? Îl văd foarte rău, dar răspund la întrebarea respectivă, pentru că analogia este inacceptabilă în acest caz. Eu aveam dorința, fiindcă a venit vorba de București, în momentul în care Gabriela Firea m-a solicitat, așa a fost, dânsa, m-a solicitat să fiu cel care conduce lista de susținere, am convenit că era un vechi vis al meu, să fac ceva pentru București. Eu, știți, sunt bucureștean, jet by jet. Aici m-am născut, aici am făcut toată școala, aici a fost toată cariera mea. Sunt ceea ce se numește un bucureștean, cum sunt puțini, atât de jet by jet cum sunt eu. Și aveam sentimentul că, după atâtea rateuri a unei capitale, care ideea mea era să fie capitală europeană, de pe poziția aceea a, cum a convenisem, președinția Comisiei de Urbanism, pot să fac ceva concret. Și am acceptat cu precizarea că nu am niciun fel de apetență și nu mă amestecă niciun fel în viața PSD. Adică rămân o personalitate independentă pentru treaba asta. Gabriela Firea a fost de acord cu această precizare. Așa am pornit la drum. N-a câștigat alegerile, nu e momentul să discutăm despre ce este vorba, și am plecat imediat pentru că nu vroiam în niciun caz să fiu asimilat cu PSD, partidul cu care am fost într-o luptă atât de dură câteodată, de-a lungul celor 30 de ani. Nu am sentimentul că am greșit în privința asta. Să fi reușit să preiau președinția Comisiei de Urbanism, erau foarte multe, și cele două proiecte ale mele importante, două proiecte importante cu care convenisem cu Gabriela Firea. S-a terminat timpul. Făceam bine, dar lucrurile n-au mers. Mulțumesc, continuăm. Da. După aproape 8 ani de guvernare social-democrată, șef la Palatul Victoria este acum un premier liberal, Florin Câțu, iar guvernul este alcătuit dintr-o coaliție PNL-USR-UDMR. Deși a trecut puțin timp de la alegerile parlamentare, vedem deja primele mari dispute între partidele din acest arc guvernamental și vedem dispute și la nivelul partidelor care constituie această coaliție guvernamentală. România traversează acum o criză sanitară de proporții, iar la nivel economic, cifrele, știm, nu sunt deloc îmbucurătoare. În acest an de pandemie, România a ajuns la acest deficit bugetar record de 100 de miliarde de lei. Ca un om cu experiență în domeniu, ca fost premier al statului român, merg direct cu întrebarea, domnule Roman, urmează întrebarea. Ce șanse de supraviețuire îi dați actualului guvern? Coaliția nu are cum să meargă bine, pentru că în această coaliție s-a instalat, din capul locului, ideea unor avantaje de partid. Fiecare partid cu avantajele lui. USR-ul este un partid care a încercat să se prezinte ca un partid nou și a ajuns exact ca un partid vechi, în sensul ăsta. Dom'le, eu ca partid asta vreau. Partidul Național Liberal are grupările lui, iar UDMR-ul întotdeauna a știut să-și apere bine interesele proprii. Deci această coaliție bine n-are cum să funcționeze, dar motivul esențial pentru care n-are cum să funcționeze bine este că nu au, deși au promis, nu au un program de dezvoltare a României care să însemne că au grijă de țara asta, de statul ăsta, de economia asta, de cetățenii acestei țări. Nu-l văd. Mulțumesc.
La capitolul venituri, domnule premier, presa scrie că aveți două pensii, una pentru cariera didactică în cuantum de 5.000 de lei pe lună, iar cealaltă de 10.000 de lei pe lună pentru mandatele de parlamentar. În ultima declarație de avere am văzut așa, aveți trecut o locuință în voluntari, cumpărată în 2010, un teren de 1.000 de metri pătrați în Constanța, 3 autoturisme, bijuterii în valoare de 15.000 de euro, tablouri și alte obiecte de artă în cuantum de 50.000 de euro. Din declarația de avere nu reiese faptul că ați beneficia și de o indemnizație de revoluționar. Urmează întrebarea. Sunteți mulțumit de pensia dumneavoastră? Sunt mulțumit cu ceea ce am, dar acum exercițiul de sinceritate ajunge la un punct delicat. Nu m-am ocupat niciodată, evident, după Revoluție, de ceea ce se numește a face avere, a face demersuri, numiți-le afaceri sau demersuri, demersuri de ordin economic, financiar, în sensul acumulării de avere. Și nu am avere. Astea sunt veniturile despre care vorbiți. Și m-am întrebat, nu odată, dar în ultima vreme de mai multe ori, dacă am greșit sau nu. Și am ajuns la o concluzie, și anume că am și greșit. Pentru că un cap de familie întotdeauna trebuie să se ocupe de soliditatea familiei, de necesitățile familiei, de nevoile familiei, care la un moment dat pot să fie mai importante, mai urgente. N-am făcut lucrul ăsta din motive de educație primară, n-am făcut lucrul ăsta pentru că am ajuns prim-ministru exact în contextul în care am zis nu mai vreau să audă niciodată de privilegii în țara asta. Dar n-am profitat eu, de ceea ce am deschis eu în România. Nu-i normal. Mulțumesc. Și acum, vreau să vă aduc în atenție un portret pe care vi l-a făcut filozoful Andrei Pleșu într-unul dintre editorialele sale. Îl citez acum. Se spunea adesea despre Petre Roman că minte de îngheață apele. Aveam obiceiul să-l apăr, dar un amic a găsit o definiție mai subtilă. Citez, Petre Roman nu minte, însă are o sinceritate de fiecare clipă. Asta înseamnă că, deși e în stare să spună de fiecare dată altceva, crede de fiecare dată sincer că spune adevărul. În mod surprinzător, aceste cuvinte vin din partea celui pe care dumneavoastră l-ați numit ministru al culturii în guvernul dumneavoastră și citez din nou din Andrei Pleșu. Prostime ar putea crede că Petrică e scufundat zi și noapte în metafizică. În fapt, e un caz tipic de semidoctism țanțoș. A cita din autor pe care nu i-ai citit și pe care nu îi stăpânești e un fel de a-ți vopsi părul crezând că nimeni nu observă. Știu că nu i-ați rămas dator lui Andrei Pleșu și l-ați acuzat că a fost turnător la securitate. Nu. Vreau să știu totuși cum vă explicați aceste atacuri. Urmează întrebarea. V-au rănit cuvintele lui Andrei Pleșu? Da, sigur că au fost sunt atât de nedrepte și atât de departe de ceea ce era relația noastră. Nu, aici nu intervine faptul că l-am numit ministru de două ori, de trei ori, și de un fel și de altul, nu. Ci faptul că aveam o relație. La un moment dat, el a avut impresia că eu, apropo de turnător la securitate, dar nu era vorba despre asta, ci de scrisoarea trimisă de el lui Ceaușescu, eu aș fi aprobat acuzațiile, care s-au adus acuzații foarte mari. Și a avut o ieșire cu totul și cu totul nepotrivită, incorrectă, pe care eu cred că o regretă. Eu i-am răspuns într-un mod sincer, dar dur. După care marele nostru prieten, și al meu și al lui, Adam Mihnic, marele
disident polonez și una dintre cele mai mari figuri ale democrației în lume, bun prieten cu mine, eu i-am povestit ce s-a întâmplat. Și el zice, Petre, nu e corect. A scris despre tine lucruri foarte urâte, dar e adevărat că în momentul când Andrei Pleșu i-a scris scrisoarea către Ceaușescu, cerându-și scuze și așa mai departe, era victima regimului? Zic, da. Păi dacă a fost victima regimului, s-a terminat. Și atunci am reluat relația și astăzi sunt într-o relație cât se poate de cum se cade cu Andrei Pleșu. Deci a fost nevoie de o minte profund democratică care să ne facă să înțelegem și pe mine și pe el că acea ceartă dintre noi nu trebuia să existe. Mulțumesc. Am ajuns la ultima întrebare, să știți. Serios? Da. Sunteți premier al României, primul premier al României post-decembriste. Credeam că acum. Ați avut cele mai importante funcții în statul român. Ați fost președintele Senatului, ați fost ministru afacerilor externe, ați avut mai multe mandate de deputat și senator, ați format și condus Partidul Democrat. Dincolo de toate aceste funcții politice, sunteți un demnitar al statului român, am spus-o și la începutul emisiunii, o spun și acum, cu mare pregătire academică. Și pentru că suntem la această ultimă întrebare, vreau să știu dacă aveți vreun regret în tot ceea ce înseamnă parcursul dumneavoastră politic și mă întreb dacă vă mai doriți să ocupați o funcție publică pentru România. Urmează întrebarea. Mai este astăzi Petre Roman un nume în politică? Nu, Petre Roman e Petre Roman, așa cum îl cunoaște lumea. Foarte mulți oameni, evident, mă bucur foarte mult de lucrul ăsta. Își amintesc foarte bine ce sunt, ce am făcut și mi se adresează, când mi se adresează cu simpatie și chiar cu afecțiune lucrul ăsta, e foarte bine, face foarte bine la suflet. În politica actuală nu mai pot și nu o să mă mai implic, pentru că ea nu mai seamănă deloc cu ceea ce am dorit eu în politic. Politica pentru mine însemna sentimentul răspunderii pentru oameni, pentru țară, pentru binele public. Iar dacă mă întreb ce mai este politica acum, e aproape contrariu. Nu ne pasă, domnule. Deci nu despre asta e vorba. Dar în întrebare era dacă Petre Roman mai vrea să fie o persoană publică pentru România. Da, da. Să vedem unde și cum. Să dea Dumnezeu, să fie cum vă doriți. Mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Vreau să vedem împreună un tabel. Așa. Se afișează acolo. Uh-huh. Ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări. Ne-a mai rămas întrebări timp sărite la zero. Dispoziție. În total, rămas 18 minute? 16. Ah, 16, pardon. E ceva. E foarte important de spus că în niciun moment nu ați cerut nici măcar temele de discuție, dar nici întrebările. Așa este. Eu nu negociez nici întrebările, nici temele de discuție. Am constatat, dar nici n-ați avut de ce, că nu v-am cerut. Dar nici nu a fost cazul și țin foarte mult să precize acest lucru. Și pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, dacă sunt chestiuni pe care v-ați fi dorit să vă întreb și nu am făcut, o chestiune care poate nu au fost lămurite suficient sau lucruri pe care pur și simplu doriți să le menționați? Sunt multe, mă așteptam, de exemplu, să puneți o întrebare care mi se reproșează așa și a fost o lucrare a serviciului de dezinformare de care v-am vorbit. Și anume ideea că eu aș fi spus că industria românească e un morman de fiare vechi, ceea ce n-am spus niciodată, dar mai mult decât atâta. Dimpotrivă, și asta e o chestie care mă așa e amarnică. Felul în care ne-am ocupat în țara asta de privatizare a fost cel mai adesea împotriva interesului avuției publice, împotriva interesului oamenilor. Și am dat în carte asta, uite, asta o arăt aici,
Petre Roman, despre pasiune în vremuri de libertate. Da, ăsta e volumul despre Revoluție și perioada când am fost prim-ministru, iar acesta este al doilea volum, care e perioada de Petre când... Petre Roman, despre opoziție și putere în vremuri de tranziție. Da, adică perioada de după ce n-am mai fost prim-ministru până la sfârșitul anului 2000. Așa cum avea ea bubele ei, economia lui Ceaușescu, mai ales în anii 80, nu? Erau unele industrii care funcționau bine. Tractoare, autocamioane Brașov, autobuze București, locomotive electrice Craiova. Nu mai există aceste întreprinderi. Nu că au fost privatizate, nu mai există. Pentru toate, când eram prim-ministru, găsisem cei mai buni parteneri. Pentru camioane și autobuze a venit aici președintele Mercedes-Benz, Werner Niefer, și a spus: cred în programul tău, nu se fabrică nici camioane, nici autobuze Mercedes decât în Germania, vom face și în România. Pentru tractoare am vorbit cu vicepreședintele executiv de la Fiat. Vom face tractoare bune, moderne, aici în România. Pentru locomotive electrice Siemens, da, și Sulzer. Prin urmare, asta este o durere a acestor ani. Adică faptul că ceea ce trebuia să fie o recuperare prin privatizare în sensul modernizării, dezvoltării, eficientizării, a fost cel mai adesea lichidare, ca să nu zic jaf. A doua chestiune. Când am fost prim-ministru, m-am bucurat de o foarte mare apreciere internațională. Au fost momente când nu știam unde să mă mai duc, pentru că toată lumea vrea să stea de vorbă cu Petre Roman. Poate că o să vi se pară acum, știu eu, din partea mea, ca o lipsă de modestie, dar e o realitate asta. Cu toți mai mari lumii am avut atunci o relație. Cu François Mitterrand, cu Helmut Kohl, cu Felipe González, cu Giulio Andreotti, cu Giorgio Napoletano, cu Tony Blair, cu Gerhard Schröder, cu cât și mai... Nu. Durerea mea este că dacă atunci un prim-ministru al României putea să fie atât de căutat și respectat, de ce s-a ajuns ca astăzi personalitățile României să conteze atât de puțin? Asta e o chestiune care mă deranjează. Pentru că oricum sunt în linia asta. Sunt în aceeași linie, aceeași țară, același popor. N-am să uit niciodată, și cu asta, dacă avem timp, cea mai puternică lecție am primit-o de la Felipe González, primul ministru al Spaniei. Când l-am cunoscut, am devenit foarte bun prieten. În aprilie 90. Și m-am plâns lui, zic, ajută-mă, domnule, zic, am o situație groaznică cu orfelinatele. 140.000 de copii lăsați de Ceaușescu în orfelinate. Pentru această chestiune, Ceaușescu merita pedeapsa. 140.000 de copii în condiții teribile în orfelinate. Și eu sunt atacat acum de presa mondială, cele mai importante televiziuni, cei mai importanti ziariști, că nu mă ocup de copiii ăștia. Păi eu am ieșit la baricadă, am vrut să-mi dau viața împotriva acelui regim. Și acum mă acuză pe mine. Și bunul meu prieten, Felipe González, se uită la mine și zice: mă, stai puțin, zice, nu e același popor? Ba da, nu e aceeași țară România? Ba da. Tu ești prim-ministru? Da. Rezolvă problema. Rezolvă problema. Cea mai puternică lecție care... Nu mai vorbim că se poate, că stai să vezi că... Rezolvă problema, domnule. Asta vor oamenii. Rezolvă problema. Cum? Nu ne interesează. Rezolvă problemele. Mulțumesc. Și eu. Pentru prezență, urmează evaluarea mea. Ați vorbit cu patos de Revoluția Română. Parcă ar fi fost ieri, nu în urmă cu mai bine de 30 de ani. Mi-ați răspuns cu multă eleganță la toate întrebările ce simt de viață personală. Și am descoperit un bărbat gelos, chiar dacă nu ați avut puterea să declarați acest lucru. Ce-am spus?
Iar pentru noi sunteți același bărbat frumos cu care ați cucerit publicul feminin. Sămâna, mulțumesc. Și să vă vedem spunând la asta, lucru. Spunând asta, o femeie România, atât de frumoasă, sunt de-a dreptul copleșit. Și să vă vedem la lucru pentru România. Observați, aveți multă treabă. Uitați-o, vă rog, uitați-o, vă rog. Petre Roman, fostul premier. Sămâna, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezența aici, la 40 de întrebări. Doamnelor și domnilor, ediția din această seară a emisiunii 40 de întrebări a ajuns la final. Sunt Dimitri Fai, vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare cu noi invitați și cu noi întrebări. Să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!